Pancake cu legume și sos verde. Gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. În bolul unui robot de bucătărie adăugăm pătrunjelul mărunțit, ceapă mărunțită, coriandru mărunțit, coaja la o jumătate de lămâie, usturoi mărunțit, condimentăm cu sare, piper negru, sucul la o jumătate de lămâie, 2 linguri de apă și ulei. Mixăm tot până primim o textură fină. Transferăm sosul într-un vas. Pentru pancake vor roade printr-o răzătoare un cartof, dovleacul și țuchinile. Adăugăm ceapa tocată și usturoiul răzuit, condimentăm cu sare, piper negru și adăugăm amendonul de porumb. Amestecăm totul foarte bine împreună. Într-o tigaie bine încinsă adăugăm untul, adăugăm câte o lingură de compoziție și formăm o formă rotundă. Prăjim pancake-urile pe ambele părți. Servim pancake-urile. Decorăm cu verdeață și servim cu sosul pregătit mai devreme. Poftă bună!